Queridos, bine v-am regăsit. Să vedeți câtă treabă avem și azi. Și ediția asta, de nu ne vedem capul de ea. Nu? Da, da, avem treabă. Sunt deja obosiți. Ne-am născut obosiți. Da. Avem foarte multă treabă. Să știți că de data asta v-am pregătit o surpriză. Pe lângă concursul clasic pe care îl avem în fiecare episod, de această dată o să avem și un concurs separat, deci practic vor fi două concursuri și va trebui să vă uitați să vedeți despre ce este vorba pe parcursul emisiunii, pentru că o să vă zic la un moment dat despre ce trebuie să faceți ca să câștigați un free bet de 300 de lei la Betfair, plus setul cadou pentru pariori pe care l-am prezentat în emisiune cu Masterclass, Ghiozdan, Agenda, Pix, toate acelea. Acela va fi un singur premiu pentru un parior care va fi pe fază și care o să ne dea un răspuns corect, da? Dacă sunt mai mulți, o să tragem la sorți. Separat vom avea și concursul cu 3 premii de câte 300 de lei free bet sau la alegere setul cadou. Până atunci, hai să dăm drumul să vorbim un pic, să dezbatem o problemă care văd că, na, din păcate, deși am mai explicat, încă este neclară și o să avem niște explicații pentru asta. Este vorba de handicapul asiatic pe care trebuie neapărat să îl stăpânim cu toții, pentru că, na, nu poți să zici că ești parior cu experiență dacă nu știi cum funcționează handicapul asiatic și nu vă trebuie o facultate pentru asta. Este foarte simplu, o să vă arăt pe ecran. Până atunci, uite, o să o întreb pe Carmen. Da? Carmen e fată, să vedem dacă știe. Carmen, dacă pariezi... Ce avem fetele? Fii atentă, da. Na, să presupune că bărbații sunt mai pricepuți la pariuri. Ah, la da? Pariuri. Okay. Pariez 100 de lei pe un meci, pe linia de handicap asiatic, minus 0,75, la cotă 2 și se termină 2-1. Ce se întâmplă? Câștig. Pe cât am pariat? 100 de lei la cotă 2. 50? Câștigăm 50 de lei, corect. Și dacă pariem pe linia de over, da? Pe goluri asiatic. Dacă pariem 100 de lei la cotă 2 pe over 2,25 asiatic și se termină 1-1. Ce se întâmplă? Totuși. 1-1, over 2, păi pierd pe aia. Pierd 50. Da, exact. Bravo, 50. Bravo. Ia uitați, dragii mei. Deci Carmen știe, e clar, trebuie să știm cu toții, da? Hai să dau eu drumul la ecran. Și să vă arăt exact cum funcționează. Bravo, Carmen, ai luat examen. Am simțit ca la examen la școală, când te scotea la tablă, de fapt. Da. Uite, sunt pe meciul dintre Manchester City și Liverpool, despre care vom discuta. E capul de afiș al acestui weekend, fără îndoială. Și mergem aici, în partea din stânga. Hai să luăm pariul handicap asiatic. Da? În acest moment, vedeți că linia este la minus 0,5 cu plus 0,5. Ce înseamnă asta? Echipei care îi se scade, da? Practic îi se scade în momentul de față 0,5 din scorul final. De exemplu, dacă se termină 1-1, linia de minus 0,5 pe Manchester City va fi minus 0,5-1. Dacă e 3-3, scorul după handicapul asiatic va fi minus 2,5-3. Deci câștigă Liverpool handicapul. La fel, echipei care este cu plus îi se adaugă. Da? Deci, dacă se termină 3-3, scorul handicapului va fi 3-3,5. Este foarte clar. Ei, ce se întâmplă dacă ajungem la acele handicapuri asiatice cu sferturi? Minus 0,25 este media dintre handicapul asiatic 0, unde știți că dacă se termină egal, luăm banii înapoi, da? Și handicapul asiatic minus 0,5. Deci este o medie. Și uitați-vă, dacă dați click pe pariul de tip pro, da? Pe Manchester City 0 and minus 0,5, exact cum este scris aici, este minus 0,25. Să presupunem că punem 1000 de lei ca să fie rotund. Uitați-vă care sunt scenariile aici în dreapta. Scrie foarte clar. Dacă Manchester City câștigă, se câștigă handicapul de minus 0,5, implicit și cel de 0, și avem un profit de 840 de lei la această cotă de 1,84.
Dacă se termină la egalitate, pierdem doar jumătate din miză. Adică pierdem linia de minus 0,5 și ni se rambursează miza pentru linia de 0. Deci pierdem doar jumătate din miză. Iar dacă Liverpool câștigă, se pierde toată miza. Este foarte, foarte simplu. La fel, dacă vrem să pariem pe handicapul asiatic plus 0,25 pe Liverpool, ia uitați-vă, punem aici miza. Dacă Liverpool câștigă, avem full win. Da? Dacă se termină la egalitate, câștigăm doar jumătate din miză, adică linia de plus 0,5. Iar pentru cealaltă, pentru 0, ni se rambursează. Și dacă va câștiga Manchester City, pierdem toată miza. Ei, la fel la pariul asiatic pe goluri, linia, ia uite, linia în acest moment, na, aici nu e destulă lichiditate, dar în fine, vă arăt, la sub 2,5 și 3, asta înseamnă 2,75, da? Dacă noi punem un pariu la cotă, hai să o punem cota 2 ca să fie exemplu foarte clar, punem 1000 de lei. E, dacă se dau două goluri sau mai puține, câștigăm toată miza, da? Pentru că avem media între sub 2,5 goluri și 3 goluri. Știm că dacă se dau fix 3 goluri, luăm banii înapoi. Iată, exact 3 goluri, pierdem doar jumătate din miză, da? Și dacă se dau 4 sau mai multe, la revedere bănuți. La fel, dacă pariem pe peste 2,75, hai să pun tot cota 2 aici, dacă se dau 2 goluri sau mai puține, pierdem 1000 de lei, adică toată miza. Dacă se dau exact 3 goluri, câștigăm linia de peste 2,5 și ni se rambursează pentru cea de 3, adică vom câștiga doar jumătate din miză. Și dacă se dau 4 goluri sau mai multe, am câștigat tot pariul. Este foarte, foarte simplu. Na, să vă arăt și la 2,25, poftim, este media între 2 și 2,5, da? Punem tot cotă 2, 1000 de lei. Ia uitați-vă, dacă nu se înscrie deloc sau se înscrie un gol, da? Deci mai puțin de 2, am câștigat tot. Dacă se dau fix 2, luăm banii înapoi pentru linia de sub 2, da? Și pentru 2,5 câștigăm. Deci câștigăm doar jumătate de miză. Iar dacă se dau 3 sau mai multe, pierdem tot. Este foarte simplu, trebuie doar să vă obișnuiți cu aceste exprimări, cu aceste linii, ce înseamnă 2,25, ce înseamnă 2,75, media dintre 2,5 și 3, între 2 și 2,5, etc. Dacă mai aud oameni care sunt în grupul meu care nu știu ce înseamnă handicapul asiatic, o să vă las corigențe. Da, gata. Gata cu astea. Sper să vă fie de folos aceste învățăminte și hai să trecem acum la discuțiile noastre despre meciurile din acest weekend. Avem iar un weekend fain, după cum v-am zis. Din păcate, să știți că săptămâna viitoare o să facem o pauză, că plecăm în cantonament. Așadar, hai să ne concentrăm acum să scoatem ceva bun în acest episod. Începem cu crema cremelor, da? Manchester City-Liverpool, vă spun din capul locului, la fel Betfair ne pregătește ca de fiecare dată surprize, vom avea un pariu gratuit, fără depunere pentru absolut toți clienții, valabil pe Betfair Sportsbook. El trebuie plasat, format din minim 2 selecții, da? Puteți spune 10 selecții din cadrul acestui meci, deci nu vă costă absolut nimic. Ia zi, domnul Adi, din Paleolitic de acolo. Nu, pentru că am tot vorbit despre Manchester City Liverpool, dar voi aminti și despre Paleolitic. Trebuie să spunem că mai sunt 7 meciuri de disputat de către fiecare formație după această etapă. Etapa cu numărul 32, City și Liverpool au fiecare câte 30 de meciuri disputate. Va fi un meci tare clar. City are și varianta unui rezultat de egalitate care să o mențină în frunte, da? Cu 73 de puncte are acum. Liverpool are 72 de puncte. Problema la Liverpool este că în ultimele 4 meciuri n-a reușit să câștige deloc. Au fost 2 victorii Manchester City și 2 rezultate de egalitate.
În directe, da. În directe, în directe. Așa, nu, nu. Liverpool are o serie absolut fantastică. Asta este rezultatul faptului că s-a ajuns la această diferență de doar un punct. În timp ce Liverpool are victorie după victorie, City s-a mai împiedicat. Păi nu, a pierdut cu Tottenham. Liverpool are pentru prima dată în istorie 8 meciuri consecutive câștigate în deplasare. Da. Deci cu... gata. Nu ultimul există. Meci. S-a scris încă da. Ultimul meci, l-am comentat, au jucat senzațional. Nu știam. Da, cu meciul ăsta, 8 au, consecutive. Au câștigat impresionat și în Champions League la mijlocul acestei săptămâni. City a câștigat cu doar 1-0 cu Atletico Madrid, dar cred că nicio altă echipă de lumea asta nu de a lui Simeone mai mult de un gol, da? O echipă de tare a lui City. Asta spuneam, în ultimele 4 partide au fost 2 victorii City, 4-0 acasă, 4-1 deplasare pe Anfield, da? Și 2 rezultate de egalitate, 1-1 acasă și 2-2 în deplasare. Ultima victorie a lui Liverpool pe terenul lui City, 21 noiembrie 2015, a fost 4-1. Nu sunt probleme de lot mari, deci nu sunt probleme. La apropo de acea victorie din 2015, mai sunt în lotul Liverpool doar Miller și Firmino, iar de cealaltă parte de Bruyne, Sterling și Fernandinho. Bine, Fernandinho a fost și la meciul din 1893, primul meci dintre cele două formații, de când joacă la City. Da? Da. Atunci a câștigat Liverpool. Mă uitam pe... Și foarte, foarte important asta, cu cine mai au de jucat? După părerea mea, Liverpool are meciuri mult mai grele, ambele au 4 meciuri acasă, 3 în deplasare. Liverpool așteaptă așa, pe Manchester United, pe Everton, pe Tottenham și pe Wolverhampton în ultima etapă. În timp ce City, eu zic, are program mai ușor. Nu are nicio echipă de top, doar pe West Ham United în penultima etapă, în deplasare. Acolo zic că s-ar putea să se mai împiedice. După meciurile retur din Champions League, se întâlnesc în semifinala cupei, chiar în cozi înainte de Paștele Catolic și Protestant. S-ar putea să se întâlnească și în Champions League, în finală, da? Bă, ar fi fain. Da. Ar fi mișto. La cum arată, mie mi se pare cele mai în formă echipe din Europa, da, la asta. Fii atent ce tare. Din galaxie. Deci, Klopp, din pe galaxie. Lângă toate astea, deci Klopp este mai șmecher decât Rafa Benitez, Brendan Rodgers și Gerard Houllier, domnilor. Pentru că în 250 de meciuri în Premier League, domnul Jürgen are cea mai mare medie de puncte câștigate pe meci, adică a ajuns la 2,14. Adică acești domni sunt pe la 1-9. Da, toți au prins perioade. A luat Champions League Rafa Benitez, dar n-a luat titlul. Și a punctat Klopp în ultimii ani. Și a ajuns la 20 de marcatori diferiți cu Konate. Da. Asta spune multe de jocul lor colectiv, da, și de faptul că nu stau într-un jucător. Mâine gol. Zici da. Că Alisson. Pui și tu marcajul la Alisson vreo... cred că are 2 pase de gol în sezonul ăsta. Are mai multe decât, nu știu, să nu zic din pe nimeni. Da. Liverpool, cel mai bun atac, o medie de 2,57 goluri marcate per meci. Într-un singur meci din cele 30 de etape scurse nu au reușit să o bage națe. City, cea mai bună apărare, o medie de doar 0,6 goluri primite per meci. În 5 din ultimele 6 directe au marcat ambele echipe, în 5 din ultimele 6 au fost minim 3 goluri pe tabelă. Da, nu știu ce să zic, se poate să fie și meci închis și meci deschis, depinde cum, când apare primul gol. Cotele sunt relativ stabile, City a avut 1,94 cota inițială tranzacționată pe bursă la deschiderea pieței, apoi a urcat până la un maxim de 2,18, după care a scăzut ușor și constant până la 2,10, unde se tranzacționează în prezent. Văd Liverpool a oscilat între 3,45 și 3,95, se tranzacționează în prezent pe la 3,70. Văd. Da, recomandarea mea este un pariu de tip contra pe victoria lui Manchester City la cotă de 2,10, echivalentul lui 1,90, 1,91 acolo pe X2. Da, deci contra Manchester City. Asta înseamnă că avem nevoie să se termine la egalitate sau să bată Liverpool ca să câștigăm pariul. Și gata. Hai să ne mutăm de aici. Mergem în Italia, unde avem un meci, nu e derby, dar e posibil să fie un pariu bun. Inter cu Verona. E interesant. Inter vine după victorie, nu vreau să supăr pe doamna Carmen. Pe cine bătut? Sunt singurii din 2011-2012 încoace care au bătut de 2 ori pe Juve la ei acasă, adică nu mai există așa ceva. Angoasa lui Juve, da. Inter care s-a trezit. Nightmare. Deci atenție, între victoria de la Roma din 8 februarie și succesul cu Juve din 3 aprilie,
O singură victorie, 5-0 cu Salernitana. În rest, o mulțime de rezultate de egalitate. A fost a doua victorie în ultimele 8 etape asta cu Juventus. O dau la ceea ce, da, Inter a avut o perioadă destul de grea, să nu-și revin acum. Da, este pe locul 4, 59 de puncte. Acolo să rămân. E pe locul 3, 63 de puncte. Noi Juve pe 4 cu 59. Napoli 66 de puncte, pe 2 Milan 67, Milan care s-a chinuit un meci întreg, a avut și ghinion. Ce calcul ai făcut tu? Napoli 66 de puncte și pe 2 Milan 67? Nu, 63, nu, am mers în sus, am mers de jos în sus. Da. Inter pare avantajată, are un meci mai puțin disputat, deci dacă bate distanța pe care o are, da. Juve s-a cam îndepărtat de primele 3 locuri, oricum nu sunt probleme cu locul 4 de Champions League. M-am uitat pe lot, n-are niciun fel de probleme Inzaghi. De cealaltă parte, am crezut că e vreo greșeală. 56 de goluri a marcat Verona, da? Păi stai că dintre ele... Cât Milan și Napoli. Păi dintre ele 16 a dat în sezonul ăsta Giovanni, Simeone. Da. Așa, Caprari 10, Simeone 16, Barak 10 goluri. 36 de goluri, 3 oameni. Dar fiți atenți că Giovanni este al doilea din istoria clubului Verona care reușește să ajungă să treacă de 15 goluri într-un sezon deja. Da. Doar Luca Toni mai reușise în două rânduri. Cât de inspirați au fost, deci l-au adus... L-au dus pe Eusebio Di Francesco în vară ca antrenor, după 3 etape în care a pierdut toate cele 3 meciuri, l-au dat afară. Și l-au dus pe Igor Tudor, fost jucător la Juventus. Aduc aminte că juca la Juve, făcea niște meciuri bune și dădeam a doua zi titlul în ziar, domnul Tudor. Domnul Tudor. Domnul Tudor. Da, de la Tudor Vladimirescu. Da. Lipsește Kevin Lasagna de 3 etape. Îmi place numele ăsta, Lasagna. Da, și Miguel Veloso de vreo 7 etape lipsește la Verona. Lasagna ăla e foarte rapid. Da. A fost. Inter, echipa cu cel mai bun atac din Serie A, 63 de goluri marcate, o medie de peste 2 per meci și a reușit să scuture plasa porții în 27 din cele 30 de etape scurse, deci 90% din meciuri. Totuși, 6 din ultimele 7 meciuri ale lui Inter au produs maxim 2 goluri. Deci nu e chiar așa rău situația. Da, Verona e pe 9, dar e pe 3 în clasamentul medie de goluri per meci și în topul celor mai bune ofensive, să știți. 1.81 e media de goluri înscrise de Verona per meci în acest sezon și a marcat în 87% din meciurile disputate. Nu stau cu minți. În 7 din ultimele 8 directe s-au marcat minim 3 goluri, iar în 6 din acestea 8 au marcat ambele echipe. Mă uitam, cota pentru peste 2,5 goluri în meci este undeva la puțin peste 1,60. În timp ce cota pentru ambele marchează, mi se pare mult mai bună, pe la 1,85. Iar de aceea vă recomand și vouă, ca un pariu de tip pro, ambele marchează pe Betfair Exchange. Gata, puf. E mult mai valoroasă decât over-ul. Că nu cred eu că le dă Inter chiar 3-0, adică să dea ei singuri peste 2,5. Cine știe, se poate. Da, hai să mergem în Germania, că avem și acolo un meci de la care ne așteptăm la spectacol. Pentru ăsta am un pariu la cotă 2.80, stați așa să vedem. Leipzig cu Hoffenheim. Două echipe socotite de fanii din Germania, drept artificiale, Leipzig și Hoffenheim, au fost primite cu fluierături atunci când au promovat, dar două echipe care și-au câștigat statutul de echipe serioase, cu academii serioase, Leipzig și Hoffenheim. Deținute prima Leipzig de Dietrich Mateschitz, cel cu băutură energizantă, și Dietmar Hopp de la Hoffenheim, care a luat-o de la zero și a adus-o până în prima ligă, i-a făcut și stadion la Ziesheim. Va fi epilogul acestei etape cu numărul 29 din Bundesliga, locul 4 Leipzig, locul 6 Hoffenheim. Hoffenheim vine după două înfrângeri consecutive, un singur punct în ultimele 3 etape. A pierdut la Hertha și acasă cu Bochum, după acel 1-1 acasă cu Bayern. Cred că s-au îmbătat și nu și-au mai revenit în următoarele 2 etape. Băieții lui Sebastian Hoeneß este nepotul lui Uli Hoeneß și băiatul lui Dieter Hoeneß. Un tip tânăr, 39 de ani, n-a fost mare fotbalist și este la prima sa experiență ca antrenor principal. Deci, altă parte, Leipzig la al treilea antrenor în acest sezon după Jesse March și după Achim Bayer-Leuzel, care a fost de fapt interimar. Bate tot în deplasare în ultima perioadă, 6-1 la Berlin cu Hertha, 1-0 la Bochum, 6-1 la Fürth, 4-1 la Dortmund în weekend. N-a mai câștigat de mult acasă. Și faptul că are probleme acasă arată că în cele 5 meciuri jucate la Leipzig cu Hoffenheim nu are decât 2 victorii, restul sunt 3 și are 2 victorii acasă și 3 în deplasare. Deci se simte mai bine în deplasare Leipzig. Iar Leipzig este singura echipă care
are jucător deja în Bundesliga, singurul jucător din Bundesliga cu peste 10 goluri și peste 10 asisturi deja, domnul Nkunku. Nkunku, da. E bun. Singurul. Mă uitam și pe lotul lui Hoffenheim, nu au super vedete, nici Leipzig n-a avut niciodată vedete, le-a creat de fapt, aducând de la Salzburg de cele mai multe ori. Kramaric, Rudi, care a fost pe la Borussia, pe la Bayern München și Nordwijk, cam astea sunt, să spunem, numele sonore din trupa lui Hoeneß. De ce l-ai ales Cătălin pe acest meci? Păi, uite, Leipzig, cea mai în formă echipă din Bundesliga, raportându-ne la ultimele 5 etape. 3 victorii și 2 egaluri. Și de obicei e Bayern acolo, dar... Da. Hoffe poate spera la locul 4, doar 4 puncte mai puțin decât Leipzig. Doar că a clacat în ultimele 2 etape și a luat bătaie de la 2 echipe modeste. Hertha exact. Și Bochum. Asta după ce a remizat cu Bayern. Trebuia să bată și ele pe da. Cineva. Hoffenheim a reușit să marcheze în 79% din meciurile disputate. Leipzig în 82%. Deci sunt premise pentru goluri de ambele părți. Da, vă ziceam că vă propun un pariu de cotă 2.80. Este un pariu combinat pe care îl puteți juca în Betfair Sportsbook și să-l vedem și pe ecran. Astfel, Leipzig câștigă, ambele marchează, gol în ambele reprize și minim 3 goluri înscrise în meci. Acest pariu se califică și la asigurarea de pariu combinat, despre care v-am tot spus. Dacă punem un bilet cu minim 4 selecții din cadrul aceluiași meci la cotă finală minim 2 și se pierde la o singură selecție, primim a doua zi banii înapoi sub formă de bonus în limita a 50 de lei. De aceea am și pus 50 de lei ca să jucăm acolo. Hai, derby, fii atent, derby bun ăsta. Fenerbahce, Galatasaray. Chitalara și derby. Da, Chitalara și derby intercontinental. Da. Derby intercontinental între Fener și Galata. 10 locuri în clasament, le desparte pe cele două formații. Fener locul 3, Galata locul 13 și de asemenea 14 puncte. Fener luptă pentru locul 2 cu Konyaspor, care are 58 de puncte, deci cu 2 mai mult. Are o perioadă foarte bună. Uitam că în ultimele 7 etape, 6 victorii și un rezultat de egalitate. Ultima echipă care a învins-o pe Fener a fost Başakşehir 1-0 pe terenul lui Fener în 5 februarie. Galata nu bate pe nimeni în deplasare în ultima perioadă. Vine după victoria acasă 2-0 cu Karagümrük. A zis bine? Da. Ultimele două deplasări, însă Galata a bătut-o pe Fener, 1-0 și 3-1. Foarte echilibrat, în ultimele 13 meciuri acest derby, 8 remize, 3 victorii Fener, 2 Galata, cele două despre care am vorbit în ultimii 2 ani, pe terenul lui Fener. Va fi nebunie, bătaie și în tribune și pe teren, 100%. Fener este cea mai în formă echipă din Turcia, dar zero șanse la titlu. Însă luptă pentru locul 2 care duce în Champions League. Bă, gata, stați așa, fiți atenți. Să facem concursul acela separat despre care v-am zis, deci separat de concursul clasic. Hai să facem în felul următor. Deci voi da 300 de lei free bet plus setul cadou pentru pariuri. Celui dublă care miza. Va, da, dublă miza. Celui care va reuși să posteze în comentarii la alegere un meci cu scor corect. Da? Deci, ce meci vreți voi din weekendul ăsta? Dar uite să se dispute duminică. Un meci care se joacă duminică, da? Luați voi și alegeți din ofertă. Poate să fie Cimentul Fieni cu Flacăra Moreni, nu știu. Așa? Da, păi comentezi acolo. Lași în comentarii pe YouTube la episodul ăsta. Și dacă sunt mai mulți care indică meciuri cu scoruri corecte, vom trage la sorți. Na, doar unul, am zis. Bun, hai să continuăm cu Fenerbahce ăștia. Mai vreau eu Zdan, nu de altă. Doar 6 echipe au cules mai puține puncte din deplasările actualului sezon decât Galatasaray. Fenerbahce nu a mai bătut-o pe Galata pe propriul teren din 2016. Și mă uitam că, uite, Galata a încasat tot atâtea goluri în actuala stagiune cât Altay Izmir, echipa aflată pe primul loc retrogradabil. Deci, genant. Da. Nu, acolo trebuie băluat plugul. Plugul și semănate din nou. Și căldău pe ea, trebuie să ia și ceva în apărare, un, nu știu, un tamă, știu. Da, da, da. O să merg pe un pariu de tip pro, aici, pe victoria lui Fener. Cotă minim 2 în exchange, mi se pare în condițiile actuale cea mai bună variantă, pentru că Fener este mult mai în formă, Galata mai slăbuț și pe asta voi miza. Da, ultimul meci despre care vom discuta este
De la noi. Craiova cu CFR Cluj. Deci de la CFR a trebuit să meargă cu flori, cu ploconul la Craiova, pentru că i-a bătut pe FCSB. Mamă, și da, cred. Grupa de bănie, mă rog, i-a ținut pe loc. Așa a crescut distanța la 8 puncte. Clujul are 45, FCSB 37, Craiova 33. Se apropie de am un prieten, 2. Nu, am un prieten pe care îl salut și de vreo 3 ani îmi tot dă mesaje cu hashtag Craiova locul 2. Bine, nu e craiovează, e de-al meu, dar na. Așa. În cele trei etape jucate în play-off, Craiova, spuneam, vine după victoria cu FCSB, Clujul a învins Argeșul 0-0 la Farul și 3-1 cu FC Voluntari. N-a avut până acum niciun meci tare. 3-1. Da. Cu Voluntari. În sezonul regular, Clujul a învins cu 1-0 acasă, 1-1 la Craiova. Ultima victorie a Craiovei, 10 februarie 2019, s-au împlinit 3 anișori, 2-0. De atunci, 3 victorii CFR și 3 rezultate de egalitate. Cele mai multe goluri sunt destul de zgârcite. Mă uitam la ultimele 16 întâlniri, 5-0. Craiova CFR 3-0 în 2015, în mai. Cred că era pe final de sezon și nu mai țin minte meciul acela. A fost cel mai generos. Trei din ultimele 6 partide disputate în Liga 1 s-au terminat la egalitate, exact cum zicea și domnul Adi. Se poate să o dea la pace și acum, nu știu. Ultimele 4 meciuri oficiale dintre cele două au fost sărace în goluri, dar acest aspect statistic al celor mai recente întâlniri directe poate fi și în avantajul nostru pentru a obține valori mai bune în piețele de goluri. Ia uite, sunt echipele care stau cel mai bine la parametrii ofensivi. Ambele au același procentaj de goluri de meciuri cu gol marcat, 88%. Deci au băgat o nație în 29 din cele 33 de etape disputate până acum. Evident, CFR stă cel mai bine și la parametrii compartimentului defensiv. Nici n-avea cum să fie altfel sub comanda lui Dan Petrescu. A primit gol în mai puțin de jumătatea meciurilor disputate, 40%. Dacă ar fi, Carmen, dacă ar fi să pariezi tu ceva la meciul ăsta? Nu mă bag. 0-0. E clar, e meci de nou bet. Sau un 4-4. Cel mai sigur, 1x2. Da, totuși, recomandarea mea pe acest meci este un pariu de tip pro pe selecția. Ambele marchează la cotă de minim 2-20 în exchange. Este foarte bună cota, e valoare foarte bună și ne poate ajuta, v-am zis, faptul că stau bine în atac. Cine știe, un 1-1 acolo. Nu, care cumva să vedem în 0-0. Să nu deschide CFR scorul, că se termine 0-1. Da. Bun. Nu uitați de concursul nostru din fiecare episod. Lăsați în comentarii pentru toate cele 5 meciuri despre care am vorbit noi acum, pronosticurile voastre de tip 1X sau 2 și 3 dintre cei care vor avea cele mai multe pronosticuri corecte, dar minim 3 din 5, vor câștiga câte un premiu la alegere. Fie 300 de lei free bet în contul Betfair, fie setul cadou pentru pariori cu masterclass-ul Puterea Cotelor, piesa de rezistență. Hai să mergem acum la challenge cota 2. Bilanțul la zi este 15 câștigate cu 16 pierdute. Am intrat un pic în zona roșie cu acest proiect, dar mi-a tras o milă la meciul cu Bologna. 33 de șuturi, 33 de șuturi, 0 goluri. După aia Bayern la over. Dacă nu țineai cu Mila, tot era milă de ei. Am mai ratat la un singur cartonaș Benfica cu Liverpool, că i-am dat mesaj lui comenta Cârnu. Și am zis, bă, zile mă să mai ia, să intre acolo, să facă ce mai un cartonaș. Da, foarte multe din pariurile pierdute au fost la mustață, ați văzut, dar sunt optimist că o să legăm până la urmă acea serie bună pe care o aștept și o să ne umplem de bani. Am mizat pentru acest weekend pe victoria lui Real Madrid în casă cu Getafe și un meci cu minim 3 goluri la Sassuolo cu Atalanta. Cotă finală 2-0-4, ar trebui să încasăm fără emoție aici, zic eu. Ați văzut Realul ce recital a făcut la Chelsea. Biletul etapei. După cum bine știți, ne unim forțele, dăm fiecare câte două-trei meciuri pe care le combinăm pe un bilet pe care îl jucăm la comun. Am dat câte două și acum Carmen a mizat în acest weekend pe minim 2 goluri la partida dintre FC Argeș și Farul, la cotă de 1.50, e bună, și minim 3 goluri la partida dintre Aston Villa și Tottenham, la 1.85. Domnul Adi a mers pe X2 la Norwich cu Burnley,
1.35 și pe victoria Barcelonei la Levante, cotă 1.40. Iar eu am mers pe două meciuri de over 2.5 goluri din ligi inferioare. Avem 1.82 la partida de League One din din Anglia, dintre Oxford și Sunderland, și 1.52 la partida din Challenge League, Elveția, dintre Vaduz și Schaffhausen. Cota finală 14.5, dar a fost redusă, după cum vedeți, până la 11 după ce am aplicat asigurarea AK Edge, care știți că ne rambursează miza în cazul în care pierdem un singur meci de pe acest bilet fenomenal. Am înțeles că la Vaduz lipsesc 5 titulari. Hai mă, lasă. Da. Pe tocmai de aia. Lipsesc din apărare. Le dau ea 3 și gata. Nu pot fi învoiți de la muncă. Gata. Dar să știți, chiar dacă luăm pauză săptămâna viitoare, domnul Cătălin, nu, ia că sigur umple YouTube-ul acolo, abonați-vă la canalul lui, la toate, prin toate, unde mai oferă informații, ponturi, clipuri, stă săra cu Cătălin, la dimineață până seara, cu lumea acolo. Neobosit. Da, adică dacă tot aveți un ajutor, măcar poate na. Până ne revedem în această formulă și o să ne fiți alături la un nou episod din Bursa Pariurilor.